Înainte de a intra în vacanța mare, elevii școlii gimnaziale numărul 3 Suceava au organizat joi 8 iunie în sala mare a Casei de Cultură o sărbare inedită pentru a marca finalul de an. Trecând peste emoții, elevii au reușit să le prezinte părinților, bunicilor și tuturor celor care au venit să-i susțină. Un spectacol frumos, antrenant și cu momente dintre cele mai diverse. În așteptarea vacanței mari, după testări, note bune și foarte bune, elevii de la școala gimnazială numărul 3 Suceava, îndrumați de dascălilor, s-au pregătit conștiincios pentru a evolua în fața spectatorilor, astfel că după ce au repetat zile la rând numerele pregătite pentru sărbarea organizată cu ocazia sfârșitului de an școlar, vineri seara a sosit vremea ca școlarii să împărtășească și părinților, spectatori de această dată, din cunoștințele lor. Costumele viu colorate, cântecele pline de jovialitate, energia și talentul elevilor au dus la conturarea unui spectacol ce cu siguranță va rămâne în amintirea celor prezenți. Sărbarea a fost deschisă de artiștii din clasa pregătitoare B, care au interpretat câteva cântecele. Însă veselia și efervescența lor au molipsit întreg publicul, care le-au apreciat munca prin ropote de aplauze. Programul școlarilor a continuat cu numere coreografice, momente muzicale, dar și alte reprezentații inedite, toate momentele pregătite de elevi mergând la sufletul spectatorilor.
acesta, elevii școlii gimnaziale numărul 3 Suceava au reușit să creeze un spectacol inedit, în cadrul căruia talentul, varietatea, buna dispoziție și emoțiile copilăriei au fost principalele coordonate. Reușita spectacolului s-a datorat în egală măsură atât școlarilor cât și profesorilor și învățătorilor, care și-au adus contribuția în pregătirea tuturor momentelor.